Uh, treaba e următoarea, doamna Diana Șoșoacă uh, este în luptă cu sistemul. Sistemul care îi mănâncă din procente. Nu vreau să spun că le-a mâncat chiar doamna Șoșoacă. Deci, așa. Uh, și sistemul ăsta nenorocit o filmează pe doamna Șoșoacă la duș. Eu nu știu cum să vă povestesc toate acestea amănunte. Uh, o filmează la duș, o filmează când se aranjează până casă, când merge dezbrăcată și după aia o amenință. Evident, dar ea nu se lasă, să știți, luptă pentru dumneavoastră, românii. Hai să, n-am vrut să vă dau cu voce că e cu impact emoțional, vă citesc eu, vă iau ușor, că e marți, cu trei ceasuri rele. Hai, uh, Ruxandra, să dăm un picu să vedeți. Așa, zice doamna că despre ea însăși. Procentele Dianei Șoșoacă nu au scăzut în urma scandalului provocat de serviciile externe și interne. Deci e două, sunt și alea de cafea și alea de ceai. Mi se spune că dacă nu dau demisia din funcția de senator, vor da filmări intime din casa mea când mă spăl, când mă aranjez. Mi s-a cerut demisia, am depus de plângere penală împotriva individului. În fiecare zi, pentru orice mizerie, depun plângeri penale, ca să știți de ce sunt încărcate instanțele pe România. La Maramureș am primit amenințări și hărțuiri din partea celor care au deținut conducerea Maramureșului. Am venit și am făcut ordine. Nu se lasă, deci credeți-mă, numai cu ordinea este doar așa